Primarul Lucian Iliescu a susținut astăzi o conferință de presă pentru a discuta în special despre cazul Chauncey Hardy, sub toate aspectele care au fost vehiculate în ultimele zile. Lucian Iliescu a arătat, printre altele, că trupul basketbalistului va fi repatriat prin grija Ambasadei Statelor Unite, iar Municipalitatea Giurgiuveană a pus la dispoziția acesteia tot ce era nevoie pentru îndeplinirea acestei proceduri. S-a luat legătura de către ambasadă cu familia. Mi s-a spus de dimineață, doresc să-l repatriem, deci lucrurile sunt clare, nu se va mai vorbi de o staționare a lui aici în Giurgiu, dacă va fi posibil, pentru că se pare că minim ar trebui 3 zile până când este bun de zbor. E posibil să mergem, așa cum am discutat cu președinta Federației Române de Basket, doamna Carmen Tocală, să putem să-l depunem pentru o perioadă scurtă în sala de basket a Federației. Să satisfacem dorința mai multora care doresc să-și ia un adio de la prietenul nostru, jucătorul nostru. De la conflictul care a avut loc în clubul Emoțiune, în urma căruia Chauncey Hardy și-a pierdut viața, și până la ce reprezintă clanul Butoane, toate au fost puse în discuție în conferința de presă de astăzi. Urmăriți în ediția specială din această seară ce anume s-a discutat în cadrul conferinței de presă, susținute astăzi de primarul Lucian Iliescu.